Este una dintre cele mai importante colecții, mai mult ca sigur cea mai importantă din România, deoarece conține cam toate începuturile de drum ale marelui artist Constantin Brâncuși. Și, cum puteți vedea în stânga mea, spre exemplu, este una din primele, de fapt, este considerată prima lucrare muzeală a lui Constantin Brâncuși. Este vorba de bustul împăratului roman Vitellius, și care a fost făcută în timp ce era student la Facultatea de Arte la București. Aceasta a reprezentat lucrarea de examen după primul an de studiu. Și atunci, la fel ca și acum, în buna tradiție a Facultății de Arte de la București, care este construită după modelul Academiei de Arte de la Paris, în primul an de studiu, întotdeauna se face studiu după opera anticilor. Și bineînțeles, aceasta este o replică la o lucrare din epocă, întruchipându-l pe împăratul roman Vitellius, și a constituit lucrarea de examen după primul an la Facultatea de Arte din București. Pentru că artistul Constantin Brâncuși a plecat la București ajutat de o bursă oferită de prefectura județului Dolj, bineînțeles că în semn de recunoștință a trimis înapoi această lucrare prefecturii județului Dolj și de acolo a ajuns în patrimoniul Muzeului de Artă Craiova. Asta este o lucrare care a constituit lucrarea de examen de terminare a Facultății de Arte din București, anume Ecorșeul. A fost făcută împreună cu doctorul Gerota, și lucrarea a fost făcută în mai multe exemplare. Spre exemplu, este un exemplar și primul exemplar se află la Universitatea Națională de Arte din București. Cel de-al doilea exemplar și cel mai bine păstrat din toate îl puteți vedea la Muzeul de Artă din Craiova. Mai există încă un exemplar tot în orașul Craiova la Colegiul Național Carol I, la Laboratorul de Anatomie. Mai există una la Facultatea de Medicină de la Iași și încă o variantă la Facultatea de Medicină de la Cluj. El a fost făcut cu un scop nobil, deoarece la vremea respectivă manualele și nu neapărat manualele, cărțile de specialitate privind anatomia umană, privind structura mușchilor, care erau foarte importante atât pentru medici, dar la fel de importante și pentru artiști, accesul studenților la acest gen de materiale era unul foarte precar și se făcea foarte greu. Și atunci această lucrare a venit, în afară de scopul său artistic primar și scopul de a demonstra partea de meserie învățată în timpul facultății, a avut și un scop de a ajuta generațiile viitoare în a înțelege în profuzime corpul uman și a reușit să deseneze sau să modeleze sau să picteze cât mai aproape de adevăr și având toate cunoștințele necesare anatomia și expresia corpului uman. Orgoliul sau cap de fată, că i-a purtat ambele titluri în expozițiile care au fost de-a lungul anilor, este de asemenea un alt început al marelui artist Constantin Brâncuși și este, spre exemplu, prima lucrare pe care Brâncuși a turnat-o în bronz. Ea a fost turnată la turnătoria Hebrar, este modelată în stil clasic cu mici accente romantice. Bineînțeles că este o lucrare de început, este prima lucrare turnată în bronz și de asemenea printre primele lucrări pe care le-a executat după ce a ajuns la Paris. Și ea a fost expusă în cele mai importante expoziții, de la expoziții tematice și retrospective de-a lungul anilor, care au fost făcute în onoarea lui Constantin Brâncuși. Spre exemplu, ultima dată când a fost plecată în străinătate a fost odată cu organizarea festivalului bianual Europalia, care s-a organizat la Bruxelles. Acolo, bineînțeles că această lucrare a fost în compania altor lucrări din perioada respectivă a lui Constantin Brâncuși și s-a aflat într-o sală
spre exemplu, în care au mai fost expuse și o serie de lucrări ale lui August Rodin. Pentru că asta este executată în perioada când Brâncuși avea legătură cu marele artist romantic August Rodin. Lucrarea Cap de băiat sau Cap de copil a fost turnată în bronz în 1906. De asemenea, constituie un alt început al lui Constantin Brâncuși. Este prima lucrare din seria Cap de copil, serie urmată de ciclul Supliciu. Și, spre exemplu, printre inovațiile și printre marile schimbări pe care le-a făcut Brâncuși în arta mondială, a fost aceea că el a fost primul sculptor din lume care a făcut mai multe variante pe aceeași temă și chiar mai multe variante ale aceleiași lucrări. Asta constituie, ca să spun așa, capul de serie, prima lucrare din seria Cap de copil. Ea este modelată într-o manieră tipic romantică, în care încă se mai pot vedea, chiar și pe varianta din bronz, urmele adânci ale modelajului, fie că sunt urme ale uneltelor pe care le-a folosit, fie că sunt urme ale digitației, cu ochii sculptați în orb, cu figura ușor înclinată într-o parte și cu o atitudine tipic pentru perioada romantică. Celelalte lucrări din seria Cap de copil sunt împrăștiate peste tot în lume. Spre exemplu, mai există o variantă care este la Academia Română, mai există o variantă la Muzeul Național de Artă de la București și mai există și alte variante în străinătate în colecții private. Nu a avut nevoie de restaurare niciodată, din fericire, deoarece de când a ajuns la Muzeul de Artă din Craiova a fost păstrată în condițiile necesare oricărui muzeu. Fiecare material are anumite norme care trebuie respectate, care țin de umiditate, de lumină, de temperatură și așa mai departe. Și în funcție de vechime, în funcție de material și în funcție de chiar și de perioada în care a fost lucrat, condițiile de expunere sunt altele. Poate cea mai cunoscută lucrare sau poate cea mai importantă lucrare a lui Constantin Brâncuși, lucrarea Sărutul, a constituit punctul de ruptură și punctul de plecare al sculpturii moderne mondiale. De asemenea, și lucrarea Sărutul are mai multe variante făcute pe parcursul a 30 de ani de creație. Aceasta este prima variantă. Trebuie să vă gândiți, spre exemplu, că lucrarea aceasta a făcut mare vâlvă în epoca respectivă, deoarece nicio sculptură care era considerată operă de artă nu se sustrăgea de la a reda realul atât de mult ca în cazul de față. Și pentru prima dată în sculptură, un artist a pus accentul principal pe puterea de sugestie și pe puterea de încărcătură a formei și a tensiunii formei și nu pe subiectul în sine sau pe redarea cât mai exactă a subiectului. De asemenea, odată cu lucrarea aceasta, spre exemplu, s-a reintrodus ca tehnică, o tehnică care era considerată în sculptură de mult pierdută, și anume tehnica tăieturii directe. O tehnică care nu a mai fost folosită în arta plastică universală de la Egiptul antic și până la Constantin Brâncuși. Spre exemplu, lucrarea asta a fost expusă pentru prima oară la București, la Tinerimea Artistică, iar impactul cel mai mare a fost atunci când Brâncuși a trimis o copie în gips a acestei lucrări în 1913 la Armory Show la New York.
1913, în arta modernă, spre exemplu, este considerat un punct de cotitură, deoarece pentru prima dată cei mai mari artiști și cei mai importanți artiști contemporani europeni au trecut granița și au expus în Statele Unite ale Americii, și lucrul acesta a făcut ca ei să fie, spre exemplu, recunoscuți la nivel mondial, a făcut ca arta americană să înflorească după, de asemenea a creat unii dintre cei mai mari colecționari de artă modernă care există la ora actuală în lume. Și, spre exemplu, aici pot referi strict la familia Guggenheim. Spre exemplu, în zilele noastre, cele mai importante și cele mai cunoscute muzee de artă modernă și contemporană din lume poartă numele familiei Guggenheim, fie că e Peggy Guggenheim, fie că e Solomoner Guggenheim. Lucrarea coapsa sau fragment de tors este executată în marmură albă, a fost făcută între 1910-1911 și, spre exemplu, și ea este prima din seria coapselor sau a fragmentelor de tors, deoarece și la această lucrare există mai multe variante. Ea a fost o temă scurtă pe care Brâncuși a explorat-o în doar două cicluri și, spre exemplu, este considerată cea mai delicată și cea mai, cum să spun, cea mai gingașă variantă din toate cele trei coapse feminine care au fost făcute de Constantin Brâncuși. Și ea a figurat în foarte multe expoziții la nivel internațional și este o lucrare de referință în creația sa, alături de orgoliu sau de lucrarea sărutul, pentru că și ea constituie un nou început de drum. A fost una din primele lucrări care, alături de sărutul, a pus accentul pe partea simbolică și pe puterea de sugestie și mai puțin pe partea de descriere a subiectului sau de dezvăluire a unui întreg context. Domnișoara Poganii la fel face parte dintr-un ciclu de lucrări. Ea există în foarte multe variante pe care Brâncuși le-a făcut tot așa de-a lungul a peste 30 de ani de creație. Spre exemplu, există la domnișoara Poganii trei cicluri de lucrări cu același nume și ele sunt denumite în critica de specialitate în ordine cronologică și ca tip de expresivitate domnișoara Poganii 1, domnișoara Poganii 2 și domnișoara Poganii 3. Această lucrare pe care o aveți de față face parte din ciclul domnișoara Poganii 1 și este făcută după varianta din 1913. De asemenea, o să întâlniți această domnișoară Poganii 1 în numeroase variante în multe muzee din lume și o să o vedeți executată în bronz polisat, în bronz patinat, în marmură albă. De asemenea, există și variante în gips. Și aici, spre exemplu, putem să ajungem la o altă inovație foarte importantă în lumea sculpturii pe care Constantin Brâncuși a făcut-o, și anume folosind materiale cât mai diferite pe același subiect sau pe același tip de formă. Pentru că fiecare material reflectă lumina în alt fel sau o absoarbe în alt fel, bineînțeles că impactul vizual este cu totul altul, în funcție de faptul dacă este bronzul polisat, dacă este patinat, cum este omul obișnuit la sculptura clasică, una e dacă este marmură, care e o suprafață care reflectă mare parte din lumină, și alta este, spre exemplu, dacă este o variantă din gips care absoarbe majoritatea razelor luminoase. Lucrul ăsta este foarte important în sculptură, deoarece orice formă sculpturală nu poate fi concepută decât în relație directă cu lumina. Atâta timp cât lumina nu există, forma ca atare nu poate exista. Deci specularea luminii și a felului cum cade lumina pe o lucrare a devenit
spre exemplu, punctul esențial a tot ceea ce înseamnă sculptură modernă și contemporană. Și lucrul acesta a fost gândit pentru prima dată, făcut și exploatat mai departe de către Constantin Brâncuși. Și asta este unul din multele motive pentru care Constantin Brâncuși este considerat și la ora actuală cel mai mare sculptor modern al lumii. În momentul de față se află dată în custodie, ea este într-o colecție privată și este dată în custodie la Banca Națională a României. A fost tot așa în custodie pentru o scurtă perioadă la Muzeul Național Cotroceni. Spre exemplu, a fost expusă de curând, anul trecut, tot la Festivalul Europalia de la Bruxelles. Iar în prezent se află în custodie la Banca Națională, pentru că acolo este un loc cât se poate de sigur și, bineînțeles, sperăm cu toții să o vedem expusă într-un muzeu sau într-o galerie de artă permanentă în România, ca publicul să poată avea acces la lucrare. La orice vizită în Paris este și păcat să nu ajungeți lângă centrul Georges Pompidou, unde este amenajat atelierul lui Constantin Brâncuși. El este făcut foarte aproape de ceea ce a existat în momentul când Constantin Brâncuși era în viață. Acolo o să găsiți mare parte din sculele cu care a lucrat și care erau foarte dragi. De asemenea, o să găsiți o serie întreagă de variante de la multe din operele sale, începând cu Leda, începând cu o serie întreagă de schițe și proiecte pentru coloana infinitului, o variantă de la domnișoara Pogani în gips. Deci o să vedeți o serie întreagă de lucrări de atelier ale lui Constantin Brâncuși acolo. Și, spre exemplu, tot acolo lucrează una dintre cele mai renumite specialiste în Constantin Brâncuși din lume, doamna Doina Lemni, care este, putem spune, o prietenă apropiată a noastră și a muzeului nostru și care lucrează și studiază îndeaproape opera lui Constantin Brâncuși și toate manuscrisele care se află acolo de mai bine de 30 de ani. Un lucru care poate e mai puțin știut, spre exemplu, Muzeul de Artă din Craiova, putem spune că se poate lăuda ca fiind unul dintre primele muzee din lume care au avut o sală dedicată special artistului Constantin Brâncuși și tot așa este unul din primele muzee din lume care l-au inclus în expunerea permanentă. La noi se află în expunerea permanentă din 1956. Bineînțeles că este punctul principal de atracție și mai ales pentru turiștii străini, și este, cum să văd, e de așteptat pentru că este probabil cel mai cunoscut artist român peste hotare și noi când ne ducem în alte țări, normal că nu o să alegem să mergem la muzee, mai ales când ne ducem prima dată unde sunt expuși artiști de mâna a doua, a treia, o să mergem să vedem operele cele mai importante. De asemenea, lucru cel mai important și pentru mine cel mai îmbucurător este impactul pe care Brâncuși îl are asupra copiilor. În general, copiii sunt speriați când vine vorba de arta modernă și nu numai copiii, pentru că le-a fost inoculat că e ceva de neînțeles, că sunt undeva niște linii și niște forme care sunt făcute de cineva și îți trebuie o educație nemaipomenit de înaltă și aprofundată pentru a înțelege ce se întâmplă de fapt acolo. Ori eu pot să vă spun că Brâncuși, spre exemplu, are un tip de comunicare cât se poate de directă și mai ales cu copiii. Puterea de sugestie a lucrărilor, spre exemplu, este atât de mare și acesta este și un lucru, unul din multele puncte care îl fac pe Brâncuși să fie atât de important și atât de mare, este faptul că operele lui reușesc să comunice, spre exemplu, indiferent de vârstă. Dacă un copil sau un bătrân se uită la lucrarea Sărutul, o să înțeleagă același lucru. Spre exemplu, dacă un român sau un străin se uită la lucrarea Sărutul, o să înțeleagă la fel același lucru.
Dacă un om cu o pregătire mai slabă și un om cu o pregătire foarte importantă se uită la lucrarea sărută, o să înțeleagă în esență același lucru. Tipul ăsta de a comunica, indiferent de cultură, indiferent de rang, indiferent de limbă, este un lucru foarte, foarte greu de obținut. Și asta poate să se gândească oricine, spre exemplu, cât de greu este ca tinerii să comunice cu cei vârstnici, de foarte multe ori apar neînțelegeri. Puteți să vă dați seama de multe ori, spre exemplu, cât de greu e să comunici cu o persoană străină în momentul în care nu știi limba. Iar ca un artist să reușească să comunice peste toate aceste bariere este un lucru foarte important și foarte, foarte rar și foarte greu de obținut.
Thank you.